A început goana după mărțișoare. Primii producători ai simbolurilor primăverii s-au instalat deja în spațiile puse la dispoziție de primărie în centrul municipiului Târgu Jiu. În acest an se pune preț pe originalitate și pe produse confecționate manual. Sunt produse unicat. Am încercat să venim cu ceva nou, pentru că în oraș nu găsim ceva mai deosebit dacă vrem să facem un cadou. De la 5 lei. 5 lei, 20 de lei, 15 lei, în funcție până la, să zicem, 80 de lei. Florile criogenate sunt și anul acesta o alegere pentru cei care vor să țină cât mai mult cadoul primit. Ne-am pregătit cu produse originale, făcute handmade, din plante naturale uscate sau criogenate, ceea ce înseamnă că orice produs de la noi, odată cumpărat, puteți să-l păstrați acasă pe o perioadă nedeterminată. Dacă îl puneți într-o vază sau îl oferiți la cineva, plantele le rezistă foarte mult. Ideea îi aparține colegei mele, Mihaela. Eu o susțin cu partea de marketing și ne bucurăm foarte mult, în primul rând, de vreme și de faptul că s-a deschis, pentru că am fost pregătit și de Crăciun, dar din păcate n-am avut târg, dar privim partea bună a lucrurilor și suntem bucuroși de acest lucru. Avem mărțișoare de la 8 lei și prețurile cresc, 10 lei, 12 lei, 35 de lei, în funcție de materia primă folosită și cât de mare este produsul. Comercianții vor rămâne pe zona pietonală din centrul municipiului Târgu Jiu până pe 9 martie.